Moarte misterioasă în Timișoara. Un olandez venit pentru tratament stomatologic a fost găsit fără viață în camera sa de hotel. Pentru că în multe magazine Black Friday ține toată luna, România au început cumpărăturile de sărbători. Și ucrainenii plâng de bucurie în orașul strategic Herson, eliberat după 8 luni de ocupație rusă. Oana Andoni vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Descoperire sinistră învăluită în mister într-un hotel din Timișoara. Un cetățean olandez a fost găsit mort în cameră de femeia de serviciu. Bărbatul era venit în oraș pentru un tratament stomatologic, potrivit declarațiilor date de reprezentanții unității de cazare polițiștilor. În jurul său erau mai multe pastile, spun unele surse. Teodora Suciu urmărește acest caz. Bună seara, Teodora! Bună seara! Bărbatul în vârstă de 40 de ani s-a cazat în Timișoara în urmă cu 4 zile. Camerista a intrat pentru prima dată pentru a-i curăța camera acum 2 zile. L-a văzut întins în pat, a crezut că doarme, așa că a ieșit. În această dimineață însă a intrat din nou, l-a găsit în aceeași poziție, așa că a sunat la 112. Medicii ajunși la fața locului și-au dat seama imediat că bărbatul decedase în urmă cu câteva zile. Nu se știe deocamdată ce fel de pastile au găsit criminaliștii lângă trupul bărbatului, dacă era un tratament dat de stomatolog sau altceva. Nu se știe nici din ce cauză a decedat bărbatul, sunt luate în calcul mai multe ipoteze, însă o cauză exactă a morții va fi stabilită în urma necropsiei. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere! Teodora, mulțumesc! Polițiștii ucraineni au revenit la Herson, iar Televiziunea Națională și Radioul Național și-au reluat emisia acolo. Între timp, armata ucraineană ia așa numite măsuri de stabilizare în jurul orașului Herson, care a fost timp de 8 luni sub ocupație rusă, și se pregătește restabilirea aprovizionării cu electricitate. Rusia încă ocupă partea de dincolo de Dnipro a regiunii Herson și a declarat un alt oraș port, Henicesc, drept noua capitală administrativă temporară a regiunii. Well, this is absolutely incredible. We're on the outskirts of Kherson now. We're being given a military escort. Здравствуйте. 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 And as you can see, people are absolutely euphoric. Дякуємо вам. Дякуємо, що. Primii soldați ucraineni din forțele speciale au fost întâmpinați cu urale la Herson, după ce Rusia a anunțat că s-a retras complet din orașul cu importanță strategică din sud. Scenes here in the center of Kherson. The military are driving through, they're playing the national anthem, and people are just running out, tears in their eyes, to express their gratitude. We're walking in now to the central square in Kherson city. You can see over the administrative building over here, the flag flying. People are still gathering here. This is what liberation looks like. This is what liberation feels like. Kremlinul a anunțat că a retras 30.000 de soldați pe malul stâng al Niprului. Hersonul a fost singura capitală regională ocupată de Rusia după invazia începută în februarie. Acum retragerea este văzută ca unul dintre cele mai mari eșecuri înregistrate de forțele Moscovei în război. Сьогодні історичний день. Ми повертаємо південь нашої країни. Повертаємо Херсон. Херсонці чекали, ніколи не відмовлялись від України. Надія на Україну завжди виправдовується і Україна завжди повертає своє. Зеленський авертизат пе руші, солдати, мерченар і колаборатори, які ар фі рамас ін урма. Я хочу сказати, що ви не сховаєтесь, все одно знайдемо, не затягуйте це добровільно. Прийти в український полон – це єдиний варіант для усіх окупантів. Pe drumul spre capitala regională se află și orașul Snihurvica. Lots of unexploded ammunition here, deadly mortar rounds, indications they could have fought longer if they hadn't been told to retreat. They left here about 24 hours ago. They just simply vanished from this place. But you can see all the bombs down here that they've left. І бабу питали, і хотіли застрелити бабу. Вас хотіли? Да.
Мене усе недавно викрали вони. Я тільки ввечері вернулася вчора. Мене з подругою забрали біля магазину і мішок на голову вділи. Останню півтори неділі вони тут дуже до пенсіонерів крали машини, палили, розбивали, забирали у людей гроші і жінок вивозили. You can see inside here the bank is completely trashed, looted. There are money boxes there forced open. După cum confirmă și imaginile din satelit, cel puțin 7 poduri, 4 peste râul Nipru, au fost distruse în ultimele 24 de ore, inclusiv unul important pentru întreaga regiune, podul Antonovski. De asemenea, noi daune semnificative au fost aduse unui baraj major din regiune, de la Nova Kakhovka. Cel mai probabil forțele ruse în retragere au detonat explozibilii. Pe de altă parte, Banksy, faimosul artist care pictează pe ziduri, a confirmat că a fost în Ucraina, după ce a dezvăluit ultima sa creație pe Instagram. Înfățișează o gimnastă care face echilibristică, desenată pe zidurile unei clădiri distruse de bombardamente la Borodianka, în regiunea Kievului. Ghinion teribil pentru un șofer de 36 de ani din București. A vrut să depășească o coloană de mașini în trafic și a căzut cu autoturismul cu roțile în sus într-o groapă pentru lucrări de termoficare. Nu încercați să nu vă mișcați! Câțiva martori au sărit imediat să-l ajute și au sunat la 112. Bărbatul nu a putut să iasă singur din groapă și a fost ajutat de pompieri. Nu a avut nevoie de îngrijiri medicale și după ce a trecut spaima, polițiștii rutieri l-au trimis la biroul de accidente ușoare. Groapa era corect semnalizată, spun autoritățile, iar mașina a fost scoasă la suprafață cu o macara. De la o zi la alta, peisajul s-a schimbat pe Transfăgărășan. A nins și s-a așternut zăpada, dar șoseaua rămâne deschisă circulației rutiere, mai ales că vremea se încălzește iarăși în zilele următoare și le va permite turiștilor să se bucure în voie de priveliști spectaculoase de la înălțime. În alți ani, când toamna nu era atât de caldă și blândă, drumul era închis traficului pe 1 noiembrie. Nu ne-am așteptat. A fost o surpriză plăcută. Se va circula pe Transfăgărășan și în zilele următoare, spun drumarii, pentru că temperaturile vor crește și rămân pozitive până la mijlocul săptămânii viitoare. Iar în cazul în care vremea are de gând să schimbe brusc foaia, utilajele de dezăpezire sunt pregătite. Zăpada se așterne, cu toate acestea nu este încă o problemă de siguranță a traficului. Acționăm cu 3 utilaje de dezăpezire. Vom încerca să ținem acest sector de drum deschis cât mai mult timp posibil și cât timp vremea ne va permite ca să se poată circula în siguranță pe acest sector. Drumarii și polițiștii le recomandă șoferilor care ajung pe Transfăgărășan să nu uite însă de anvelopele de iarnă. La această altitudine, condițiile meteo se pot schimba de la o oră la alta. Chiar dacă șoseaua este curățată de zăpadă, circulația rutieră între Piscu Negru și Cascada Bâlea Lac este închisă pentru orice categorie de mașini între 9 seara și 7 dimineața. Vacanțele devin tot mai tentante și pentru seniorii noștri care, după modelul altor țări, au prins gustul călătorilor. La agenții sunt tot mai multe cereri de la cei trecuți de a doua tinerețe. Bunicii au curaj să plece și singuri la drum și au grijă să lege prietenii la destinație. Pentru ei și prețurile sunt mai avantajoase, mai ales că vacanțele sunt organizate în special în extra sezon. Așa a arătat una dintre multele vacanțe pe care acest grup de seniori le-a făcut în ultimii 10 ani. Au bifat mai toate destinațiile calde, nu departe de casă, precum Bulgaria, Grecia ori Turcia. Pentru că le-a plăcut tot ce au văzut, au căutat oferte și pentru următoarele excursii. I-am întâlnit la târgul de turism organizat în aceste zile în București. Avem gașcă de 10 persoane, 5 familii. Deja am încheiat contractul pentru Antalya, în Turcia, minim 7 zile. Minim. Anul ăsta, pentru anul viitor, am luat 9 zile ca să fie mai bine. Și maxim cât ați dat într-o vacanță? 14 zile. În timp ce domnul e responsabil mai mult cu distracția grupului, cineva trebuie să se ocupe și de organizare. Șefa de grup, Mariana. Eu găsesc ofertele, eu informez, organizez grupul. Sunteți mulțumiți de servicii? Da. Foarte, foarte mulțumesc. Ce alege bine, doamna, ce alege. Da, mergem pe mâna. Da, din toată inima.
Tot la târgul de turism l-am găsit și pe acest bunic din București. Negocia o vacanță în Rodos, Grecia. Avem două mese, tariful este de 586 de euro cu mic dejun și cina. Are diferență enormă. Cu Europa am cam terminat, dar mai am de văzut țările nordice și nu le prea găsesc pe aici. Trebuie să te adaptezi oricum condițiilor, că altfel nu-i frumoasă bătrânețea. Pentru că cererea e mare, tot mai multe agenții de turism includ în ofertele lor și excursiile pentru seniori. Iar destinațiile sunt dintre cele mai diverse, de la excursii la munte și la mare și până la pelerinaje pe la bisericile și mănăstirile din străinătate. Iar în fiecare sejur, turiștii au alături și un ghid român. Seniorii preferă să plece în vacanță în extrasezon, în septembrie, octombrie ori aprilie, atunci când temperaturile sunt mai potrivite și la fel și prețurile. Ei se pot înscrie cu această ocazie fără să achite absolut nimic, își rezervă locul în vacanță, ulterior rămânând ca avansul să fie achitat până la finalul acestui an. Își doresc foarte mult să meargă în destinații care sunt all-inclusive și de asemenea au incluse și asigurările de călătorie, dar nu vor să meargă foarte departe de România. Pentru Turcia, pachetele turistice de la agenții pleacă de la 399 de euro, iar pentru Egipt de la 299 de euro. Iar românii preferă hotelurile atunci când caută un loc de cazare, însă mulți întreprinzători în turism fentează legea ca să vândă exact ce căutăm. Prezintă drept hotel o unitate pentru care a obținut de la Ministerul Turismului o clasificare mai puțin pretențioasă, cum este cea de camere de închiriat. Pentru aceste spații nu trebuie să aibă nici recepție, nici personal calificat, chiar dacă într-un fel își neglijează oaspeții. Proprietarul unei clădiri cu mai multe camere își poate autoriza imobilul și închiria în scop turistic respectivele spații. Trebuie să aibă doar mobilier, lenjerie de pat, prosoape și grupuri sanitare, fie și comune. Am vizitat câteva. Primul exemplu, în centrul Brașovului. Oficial, spațiul figurează doar cu camere de închiriat. În imobilul din spatele meu sunt 30 de camere de închiriat potrivit înregistrărilor de la Ministerul Turismului. Pe internet, unitatea apare drept hotel. Aici este hotel sau sunt camere de închiriat? Nu este hotel. E hotel, nu sunt camere în regim hotelier sau apartamente. E hotel. Proprietarul unității nu a dorit să ne dea o declarație cu privire la situația imobilului său. Regulile pentru clasificarea unui hotel sunt mai dure decât în cazul unei unități care doar închiriază camere în regim hotelier. Inclusiv unul de 2 stele trebuie să aibă recepționer non-stop sau servicii de curățătorie. La 3 stele se adaugă și altele, cum ar fi servirea micului dejun. Toate înseamnă cheltuială în plus, în principal cu personalul. În această unitate, cu 22 de camere, care inclusiv pe clădire are denumirea de hotel de 3 stele, nu te întâmpină nimeni. Este hotel? E hotel, doamne, e hotel. Dar noi avem recepționeri, avem ce intră cu altfel. Reprezentanții hotelului s-au oferit să dea explicații. Nu pot să dau niciun răspuns, că eu sunt... Și această unitate, care în acte are doar camere de închiriat, se prezintă ca hotel cu restaurant pe site. Dumneavoastră sunteți un hotel sau aveți camere de închiriat? Hotel. Sunteți hotel? Da. Ca și clasificare suntem cu camere de închiriat. Unde scrie că este hotel? Pe site-ul dumneavoastră și chiar la intrare. Mă rog, dacă aveți nevoie de alte explicații, faceți o cerere în scris. Ministrul Turismului îi îndeamnă pe turiști să semnaleze neregulile. Iar noi vom face verificările în teren, să constatăm dacă există concordanță între ce este acolo în teren și ce a clasificat ministerul. Ideal ar fi ca fiecare structură de cazare să se prezinte așa cum s-a clasificat, așa cum s-a autorizat. Este și obligatoriu, spune legea. Amenda pentru cei care trișează este cuprinsă între 8.000 și 12.000 de lei. Plajele de pe litoralul românesc sunt mai curate după sezonul estival de anul acesta față de verile trecute. Ecologiștii au luat la pas mai multe sectoare de litoral și au strâns cu aproximativ o treime mai puține deșeuri decât în 2021. Chiar și așa, turiștii tot au lăsat în urma lor resturi din plastic și mormane de mucuri de țigară. Zeci de ecologiști de la ONG-ul Mare Nostrum au luat la pas plajele de pe litoralul românesc, cu excepția suprafețelor de la Eforie, aflate în proces de extindere. 81% din toate elementele identificate au fost din plastic, iar ca element, mucul de țigară este pe primul loc. Plajele românești sunt considerate în continuare o mare scrumieră. Nu mai persistă deșeurile de dimensiuni mari, sunt cele de dimensiuni mici, între 2,5-50 de centimetri. În total au găsit 19
15.000 de deșeuri lăsate de turiști la întâmplare în nisip, cu 30% mai puține însă față de anul trecut. Există așadar speranță. Vedem îmbunătățirea calității zonei costiere, practic deșeuri mai puține. Am găsit deșeuri și în apă, sau cel puțin în vecinătatea apei. Mii de mucuri am colectat și paiele de băut, bețele de amestecat, cu toate că avem în vigoare o directivă a Single Use Plastic, care ar trebui să reglementeze acest lucru și să nu mai folosim astfel de echipamente. Mucurile de țigară sunt cele mai periculoase, spun specialiștii. Acolo sunt foarte multe substanțe chimice, toxice, substanțe de material plastic care se întoarce în mare. Ele sunt cele mai periculoase. Tot gunoiul care lăsăm aiurea, mai ales plastice, se întoarce în farfuria noastră, în farfuria copiilor noștri. Cele mai curate plaje de pe cele de la Corbu, Tuzla și Edighiol. Acolo au fost găsite cele mai mici cantități de deșeuri. Anul acesta, cea mai mare cantitate de gunoi a fost strânsă de pe plajele din Mamaia, Saturn și Năvodari. Mai sunt 44 de zile până la Crăciun, dar atmosfera de sărbătoare a cuprins deja unele orașe din țară. La Sibiu și Craiova au fost deschise târgurile dedicate uneia dintre cele mai frumoase perioade din an, cu milioane de beculețe, globuri, turtă dulce, miros de scorțișoară și brazi impresionanți. Magia a prins repede contur și a adus zâmbete pe chipurile oamenilor. Aproximativ 2 milioane de luminițe au adus la Craiova magia sărbătorilor de iarnă. Târgul de Crăciun se întinde pe mai bine de un kilometru, în 5 zone din inima orașului, dar și în cel mai mare cartier al Băniei. Este ceva de nedescris ce se întâmplă aici în oraș. Un alt târg cu care aș putea să-l compar ar fi în New York. De când s-au aprins aceste luminițe, este totul spectaculos. Spectaculos este și bradul înalt de 20 de metri, fotografiat din toate unghiurile de către mulțimea încântată. De la târg nu putea lipsi, desigur, nici Moș Crăciun. Abia aștept să vorbesc cu toți în parte. Am venit, sincer, mai devreme să discut cu ei toți cei care nu au apucat să depună încă scrisoricile. E o atmosferă senzațională aici. Ne bucurăm că a făcut mai devreme centrul orașului. Așa ne putem bucura mai mult timp. Luminițe? Vii în fier, luminițe, chiurtoși, sunt cozi infernale. Oferta este însă bogată. Sunt zeci de căsuțe unde comercianții vând de la turtă dulce, cozonac și vin fiert până la pastramă sau brânzeturi. 3, 2, 1! Și în Sibiu, piața din centrul orașului a fost inundată de lumini, culoare și chiote de veselie. Târgul atrage vizitatorii cu o uriașă roată panoramică, un carusel, trenulețe care străbat orașul istoric și un brad de 24 de metri, plin cu beculețe și 5.000 de globuri. Cei mici îl caută pe Moș Crăciun. Maria, tu cât de cuminte? Nu știi? Copiii sunt în general cuminți și cei care nu sunt cuminți, de azi încolo au promis că vor fi. Adulții au fost mai interesați de spectacolul luminilor și de cele 120 de căsuțe tixite cu tot felul de decorațiuni, dulciuri, vin fiert și bunătăți din mărginimea Sibiului. We got some beef and we got a sausage. And we have some bread and pickles. We got pickles. It's fantastic. We have tried a lot of Romania food and we know some Romania friends. They are very friendly and we like the life here. You drink some wine? Yes, I did. Yes, we drink some wine and white wine is really nice. Tot aseară a fost deschis și patinoarul, iar oamenii n-au așteptat prea multe invitații ca să intre pe gheață. Mai bună gheața, facem o mișcare, mai consumăm niște calorii, okay. E perfect. And yeah, Merry Christmas. La ediția de anul acesta, miile de LED-uri colorate vor funcționa doar la lăsarea întunericului pentru a economisi energia electrică. 2, 3. Va fi un sfârșit de an destul de generos pentru unii angajați. Pe lângă primele orcoșurile tematice de iarnă, unii angajatori pregătesc pentru ei și petreceri de Crăciun după ce în ultimii 2 ani au fost tăiate de pe listă ori s-au ținut online. Mai bine de 70% dintre companiile chestionate de o platformă de locuri de muncă spun că își vor răsplăti angajații de sărbători. Așa au arătat petrecerile de Crăciun din ultimii 2 ani pentru angajații acestei companii din capitală. În 2020 au petrecut din fața laptopului, iar în 2021 au luat masa împreună în oraș.
își vor lua însă revanșa curând, când, spun ei, vor petrece cât pentru 3 ani la un loc. Încercăm să încropim ceva cu resurse cât mai puține și atunci ne-am gândit la un kit party să ne întâlnim să petrecem împreună. Cei care organizează astfel de evenimente confirmă că au avut o mulțime de solicitări din partea companiilor. Mulți dintre angajați sunt noi, angajați probabil remote și oamenii necunoscându-se între ei au simțit nevoia să-i aducă împreună, să se conecteze, să interacționeze. Dincolo de distracție, primele sunt mult mai apreciate de angajați și, prin urmare, sunt și cele mai așteptate. Nu lipsesc nici bine cunoscutele coșuri cu vin, cozonac și ciocolată, care vor ajunge în special la angajații din firmele mici sau acolo unde angajatorii nu au avut un profit mare anul acesta. Indiferent de tipul de primă, aproape o treime dintre angajatorii care au participat la un sondaj recent au declarat că pachetul de sărbători va fi de peste 1000 de lei de angajat. La polul opus, 21% dintre cei chestionați spun că se vor limita la un buget cuprins între 100 și 200 de lei de salariat. Vorbim despre companii cu prezență multinațională, vorbim așadar despre retail, despre industria bunurilor de larg consum, despre telecom. Nu abdică de la această regulă a oferirii darurilor de Crăciun. Și zilele libere sau acoperirea cheltuielilor casnice se află pe lista bonusurilor oferite anul acesta. România este cel mai mare producător de vior din Uniunea Europeană, dar și cel mai mare exportator din UE pe alte continente. Numai anul trecut am trimis peste 14.000 de viori în afara granițelor Uniunii, cele mai multe în Statele Unite sau Coreea de Sud. Sunt create în mare parte de rutierii fabricii din Reghin. Așa se aude o vioară care a trecut testul calității la fabrica de instrumente muzicale din Reghin. Cu o tradiție de mai bine de jumătate de secol, fabrica a reușit să-și mențină prestigiul la nivel mondial. 80% dintre viori, violoncele, chitare și mandoline sunt livrate în afara țării. Majoritatea produselor noastre merg la export. Avem comenzi foarte mari pe America. Avem lemnul care este de bună calitate și care este în stocuri foarte mari. Noi putem lucra încă cel puțin 5 ani de zile. Viori se realizează inclusiv în micile ateliere de familie din Mureș. De pildă, acest lutier face de 20 de ani viori apreciate inclusiv la Târgul Internațional din Cremona, Italia, orașul unde au lucrat cei mai mari lutieri italieni. 2 luni și jumătate durează finalizarea unui asemenea instrument. Eu zic că li-e frică la italieni de noi, pentru că îi ajungem din urmă așa. Fiecare lutier crede că are rețeta lui, dar lemnul trebuie să fie de rezonanță. Deschide porțile spre sănătate, fiindcă te vede că ai participat la un concurs și ai luat un loc bun. Potrivit Eurostat, anul trecut România a exportat peste 14.000 de viori numai în afara Uniunii Europene. Prețul unei viori lucrate manual pornește de la 2.500 de euro. Iluminatul festiv de sărbători la Londra este adaptat pentru criza energetică. Anul acesta va fi cu program de la 3 după amiază până la 11 noaptea. Pentru steluțele luminoase care împodobesc cartera comercială Oxford Street, dar și pentru îngerii care veghează deasupra Regent Street, au fost folosite cam 300.000 de LED-uri economice. De fapt, întregul iluminat festiv din centrul Londrei va consuma iarna aceasta cu 2/3 mai puțină energie decât anul trecut. Pe de altă parte, comercianții nu își fac iluzii pentru un Crăciun profitabil. Inflația și facturile mari la energie au tăiat serios din bugetele de cumpărături pentru sărbătorile de iarnă. În Germania a început sezonul carnavalurilor. Startul a fost dat în orașul Köln, în mod tradițional, la ora 11 și 11 minute, în cea de-a 11-a zi a lunii a 11-a. Sute de oameni costumați au cântat și au dansat cu foc, dar au fost și monitorizați de peste 1000 de polițiști pentru ca distracția să nu degenereze. Este primul an după pandemia de COVID când în Germania au loc fără restricții astfel de festivități.